fractură uriașă în sistemul medical ortopedic din România. Numărul bolnavilor este în creștere, este 25%, cu 25% mai mare față de acum 5 ani. Iar țara noastră rămâne cu un singur spital de specialitate pentru pacienții cronici cu nevoi ortopedice, Spitalul Foișor din Capitală. S-a ajuns până acolo încât listele de așteptare pentru operații complicate se întind și pe jumătate de an. Medicii trag un semnal de alarmă în acest moment. Avem o populație îmbătrânită și puține spitale unde pot fi tratate aceste afecțiuni care apar la vârste înaintate. La pacienți în România vedem azi cum arată radiografia sistemului de ortopedie din țara noastră. Suntem 6 medici, limitați la 2 săli de operație. Noi lucrăm la capacitatea maximă, operăm cam în fiecare zi 2-3 endoproteze. Asta este capacitatea noastră. Avem și alt specific, este și traumatologia. Suntem singura secție din județ. În România, tratarea unei afecțiuni ortopedice complicate, cum ar fi montarea unei proteze, este un lux. Secții specializate sunt în general doar în spitalele mari, cele județene, dar nici acestea nu au tot ce le trebuie ca să trateze toți bolnavii. Nu sunt medici suficienți, nu au spațiu pentru săli de operații și nici aparatură pentru intervenții complicate. Așa că ortopedia se rezumă la tratarea urgențelor, pacienții a căror viață este pusă în pericol din cauza unor traumatisme. Pentru asemenea intervenție intrăm cel puțin trei colegi, pentru că totuși este o operație de înlocuire a unei articulații, că este de genunchi, că este de șold, este o operație destul de dificilă. În orașele mici, situația este dramatică. În Beclean, județul Bistrița-Năsăud, nu există secție de ortopedie. Nu au nici medici, dar nici spațiu în spital. Avalanșa de pacienți cu afecțiuni ortopedice a obligat conducerea să găsească o soluție de compromis. 20% dintre bolnavii care ajung la urgențe au nevoie de un ortoped. Așa că de luna aceasta, spitalul va înființa nu o secție, ci un departament cu un singur medic. Până atunci, bolnavii sunt puși pe drumuri. Tot ce ține de partea de ortopedie se transferă către Spitalul Județean. Procent 97% pleacă către Spitalul Bistrița, iar restul există posibilitatea să plece și către spitalele Mureș sau spitalele din Cluj. Așa s-a ajuns în situația în care puținele spitale unde pot fi tratate afecțiuni ortopedice complicate să fie sufocate, iar pacienții puși pe liste lungi de așteptare. Din această cauză îndură o perioadă lungă de suferință până când le vine rândul la operație, timp în care oricând pot apărea complicații. Pacienta din imagini este din Brăila. A venit de la 200 de kilometri distanță în București pentru că avea nevoie de o proteză la șold. Am încercat și la Brăila, dar nu s-a rezolvat. La Brăila nu e spitalul dotat ca aici. O vecina mea s-a operat tot așa aici și mi-a zis, du-te că ai să scap de dureri. Mă durea groaznic de tot. O operație de șold am făcut ieri. Și azi m-am dat jos și nu venea să cred. Pacienții, în general, recomandă medicul de la unul la celălalt. Un pacient fericit de multe ori aduce 1, 2 sau chiar mai mulți pacienți. Cam așa ne facem baza de pacienți. Suntem la Spitalul Foișor din Capitală, un spital renovat cu toate dotările, despre care cu greu ai spune că e în România. Din păcate, este singurul spital de ortopedie din țara noastră. Are 8 săli de operații și 21 de medici, dar din cauza lipsurilor din alte spitale, ortopezii de aici abia fac față pacienților care vin din toată țara. În jur de 30% sunt pacienți din București și 70% pacienți din afara Bucureștiului, și aici mă refer la județe care sunt apropiate, Ilfov, Prahova, Argeș și Dâmbovița, care reprezintă marea majoritate a ponderii, dar sunt și județe ca Vrancea, uneori chiar și Clujul, care ajung să fie internați în București. Față de acum 5 ani, sunt cu 25% mai mulți pacienți. Anual, în acest spital sunt făcute 5500 de internări, majoritatea bolnavi care au nevoie de operații complexe. Numărul serviciilor medicale de ortopedie este în creștere, deoarece avem o populație îmbătrânită, spun medicii. Și cu toate acestea, oamenii nu au unde să se trateze. Există, din păcate, diferențe la nivelul sistemului național medical, din punct de vedere tehnic și din punct de vedere al dotării. Din fericire, noi suntem o unitate considerată elitistă în ceea ce privește acordarea serviciilor ortopedice de chirurgie.
Și din acest punct de vedere, adresabilitatea pe parcursul ultimilor ani a crescut foarte mult și indirect a determinat perioade de așteptare mai lungi. Adică bolnavi care stau la rând să aibă o șansă la o viață mai bună. Pentru medici, aceste liste de așteptare sunt o presiune continuă. Înseamnă o străduință permanentă de a scurta listele de așteptare, de a eficientiza programul operator, ca să putem să reducem foarte mult pentru acești pacienți lista de așteptare. Chiar dacă afecțiunile sunt cronice și nu reprezintă o urgență amenințătoare de viață, totuși disconfortul și scăderea calității vieții este foarte importantă pentru ei. De ordinul sutelor de pacienți sunt listele. Din păcate nu au altă alternativă, nu se poate face o ierarhizare, având în vedere că toți bolnavii pe care îi facem sunt cronici. Au dureri de foarte mult timp. În România sunt 1232 de medici ortopezi. Cei mai mulți sunt în București, 347, iar cei mai puțini în Călăraș și Giurgiu, câte 4. Potrivit datelor de la Colegiul Medicilor, România nu duce lipsă de ortopezi. Problema este, ca și în cazul altor specializări, distribuția lor în țară. Cei mai mulți sunt în marile orașe, acolo unde există și spitale cu dotări moderne.